Salutare tuturor, eu sunt Nick și bine v-am regăsit fraților la un nou episod din Minecraft The Syndicate, episodul Habar n-am cât Și înainte să înceapă, v-aș ruga să lăsați un like, să strângem, am putea să ajungem la 80 de like-uri dacă ați vrea voi Și fraților, uh, vreau să vă anunț de pe acum că am postat un vlog pe canal, puteți să vă uitați și voi, 11 tipuri de oameni care vor la telefon Un vlog amuzant zic eu și hai să trecem la comentariu, de fapt hai să vedem ce am făcut pe aici pentru oamenii care n-au fost pe live uh, deci că a făcut toate chestiile astea, dar avem optifani, se vede capa, tot corect. Uh, um, că a făcut toate astea și am făcut moara aia cu Anușca. Deci este o moară foarte tare, am stat și am muncit cu Anușca cam o oră la ea, dacă nu mă șer, sau mai puțin. Ah, Uitați-vă ce moară tare, frate, și Anușca s-a ocupat de tot prin interior și, nu știu, a ieșit foarte tare după părerea mea. Avem o zonă șmecheră și Anușca a făcut toate astea, deci îi mulțumim ei. Ăăă, uh, fraților, și hai să vă arăt ceva, hai să vă arăt încăperea secretă, dar nu mai ziceți la nimeni, bă, asta e încăperea secretă, unde voi avea eu acest chest pe care nu o să îl spuneți nimănui, ați înțeles? O să închidem poarta ca să nu poată să intre lumea, să nu-i dea seama și acum hai să zicem la comentarii? vreau să fac o găsuță și cât o să fac eu asta, o să vă explic ceva din, o să vă explic eu ceva șmecher, da? Bun, bă, fraților, uh, eram ieri pe live, da? Hai să vă zic tot ce s-a întâmplat ieri. Bă, frate, ieri a fost o zi foarte tare. Am avut un live penal rău. A fost un live penal. Deci penal. Nu, nu, nu știu cum pot să-i spun dacă nu-i penal. Și... Dar... Dar, pentru că mereu trebuie să fie un dar. S-a întâmplat o treabă foarte ciudată. Da? Bun, hai să trecem. Era... Să zicem că eram dimineață, da? Eram cu Joe în conf. Nu știu, n-am sunat. Am vrut să în ceva, dar n-am mai filmat nimic. Dar de unde? Că... Și stăm noi, stăm, vorbim acolo, nu știu cum, nu știu ce. Și deodată mă gândeam eu acolo, nu știu, o pornit o discuție, să aplic și eu pe play, da? Pe serverul de play, hai să văd dacă stau bine, stau, nu stau bine. Uite, acum stau bine. Să aplic și eu pe serverul de play. Și am zis, da frate, hai că poate mai filmăm pe acolo, poate nu știu cum, nu știu ce, e un server ok. Am aplicat, frate. Bă, frate, am zis, bă, nu știu, ziua mi-a zis, bă, nu știu, vezi când o să-ți dea uh, Mă accept când o să ai și tu grad pe play. Și, bă, în cele din urmă eu mă apuc de un live. Geo pleacă, nu știu cum, nu știu ce. Și ce să vedeți, fraților. Eram acolo, frate. Și l-am dat. Cine credeți că a venit pe live-ul meu? O, oh, da, domnul Zeze Andrei. Bă, frate, a fost super mea, Pentru că eu nu mă așteptam. Sincer să fiu, nu mă așteptam. nu aveam nicio idee, nici cea mai mică, cea mai vagă idee. Că... Zz, ar putea veni pe live și nu știu a fost a fost o chestie foarte m-am simțit bine Știți pentru că nu de multe ori vine cineva să spună bă uite așa nu știu cum și da bă um, Hai să cum mă gândesc să fac asta uite așa mă gândesc să fac uh, Da cred că așa Așa hai să continuăm uh, După faza asta Uh, el stătea pe live și vorbea pe acolo, vorbea cu noi și am făcut, -o, vă dați seama, am fost foarte bucuros să vină un youtuber așa de mare și așa de cool să vină pe, pe live să spună că uite bă vezi că nu știu cum, nu știu ce și până la urmă, ia ghiciți am, cum am sfârșit, am sfârșit, uh, mă rog, am sfârșit pe la început. Uh, am jucat și Skywars, fraților, și m am văzut de... m-a pișat de tot, m-a rupt, nu, <laughs> ok, și eu făceam glume pe seama asta, că, ci că eu l-am lăsat, că nu știu ce, mă rog. Bă, frate, după ce terminăm Skywars, uh, Zâzâ s-a pus pe mut, că nu știu ce făcea, avea treabă sau ceva de genul, uh, și ce-a urmat? Oh da, a urmat ceva cu adevărat uh, ciudat. Uh, să eu făceam live, eram double face cam cu Anușca. Anușca este... O știți pe Anușca? Cine nu știe pe Anușca, fratelor, să fim serioși? Uh, vine Anușca, nu știu cum. Uh, să cu Anușca și făceam live stream, da? Făceam live stream, double face, game, ne jucam. Uh, Zâză era pe mult, nu știu ce făcea, habar n-am ce făcea, nu, nu na. Când stai pe mult, nu trebuie să știu ce faci tu. Și... Să vezi, frate. Ce s-a întâmplat? Bă frate, primesc un raid da, un raid, am zis, o, frate, am primit și eu un raid, dar faza e, hai să vă zic, faza amuzantă e că eu nu știam de la cine am primit raid, deci, au zis, că, bă, vezi că ai primit raid. Eram, gen, da, de la cine? Și face, era un tip Iordan. Jordan? Iordan? Îmi sună, nu, habar am nu știu cine Și, da, eram, gen, nu știu, vezi că ai primit raid. Și eram, gen, de la cine? Și până când am văzut tot chat că scria acolo Iordan e cel mai tare sau o fac, nu trebuia să fac de asta, mi-a și pateul meu să nu mănâncă. Um, zicea acolo, vezi că, Iordan, bă, mă gândeam, bă, frate, o fi, o fi ceva, nu știu, o, vor, habar nu știu, ce mama naibie, o fi glumită ăștia, o fi, habar n o, pana mea, o... Credeam că nu știu, cineva mai mare care și-a pus așa un nume la glumă. Eu habar n-am, fraților, vă zic că asta au fost, nu mă interesează ce așa, dar așa au fost. Eu nu știam cine e tipul ăsta, eu până când acolo, da, vezi că mi-am la raid, ok, nu știu cum. Ok, a, Iordan, bă, frate, mulțumesc pentru la, pentru, de asta cum se numește, fac. Pentru raid, nu știu cum, și fac că, da, ai să, da, nu știu, că și mie link știi? Bă, frate, eu mă jucam pe Play în momentul ăla. Nu știu, pe Play, mă jucam Skywars. Îmi dă link-ul și... Să vezi fază și aici. <laughs> uite așa, nu? Pac, pac. Să vezi fază și aici, frate. Să vezi fază aici. La L-am dat anuși că a zis, bă, frate, toată lumea, mult dintre voi voiați raid, să facem raiduri, să nu știu cum, că vreți raid. Păi, hai, tată, să facem raid. Bă, nu, frate, hai să facem raid. Um... Și da, am făcut raid. Da, am făcut ride, nu știu cum. Și am zis, bă, frate, nu știu, dă da -mi și mie canalul lui Jordan ăsta ca să-i fac și eu un ride. Că, da, e frumos, e, mie mi se pare o chestie foarte tare ride. -ul. Deci raid după mine acum sunt, o, nu știu, sunt... Așa te poți cunoaște cu alți youtuberi și nu știu, ride, când eu primesc raid înseamnă o bucurie. Asta, e o bucurie pentru mine când e vorba de un ride. da? Bine mă, și ca să vezi acolo, nu știu cum mi-ar mai trebui scări, o să mai fac scări așa. Și cum stau eu acolo, am zis, bă, fratelor, voi voiați ride, la voi ride, hai să facem un ride, frate. Am făcut noi acolo ride, nu știu cum, și ajung la Iordan ăsta, da? Bă, frate, și ați venit voi și am zis, bă, scrieți ride by Sneak Army. Ați început voi acolo să scrieți ride by Sneak, Sneak Army, Sneak, da? Și la un moment dat vine, după ce am dat, adică el mi-a dat ride mie, știi? Și când s-a ajuns și eu să-i dau ride, uh, face că, că, că... Bă, cine morții lui ăsta? I-am dat rai știi, și nu știu cum a zis mersi și l-am dat, dar cine morții lui ăsta, frate? Și l-am dat voi, când ați auzit cuvântul mort, dacă nu zicea, bă, cine-i snic ăsta? Nu era o chestie, dar voi când ați auzit asta, e normal, pentru că sunteți niște abonați super tari, ați venit și i-a spus, bă, frate, l-am dat, i-a zis, uh, bă, snic e cel mai tare cei cu tine, nu știu cum, s-a enervat ăsta, dar cine morții tăi ăsta, nu știu cum, nu știu ce. Și uh, a fost faza și mai amuzantă că um, nu, că m-a jurat fără să-i zic nimic. L-am dat după ce și face anușca și eu zic, m-a jurat și pe anușca, nu știu ce îi zicea. Și la un moment dat, frate, ne vine ăsta și vine Iordan ăsta. Și după ce mi-a spus la anușca, vezi că te am jurat ăsta, m-a și pe mine. Și mă gândeam, bă frate, asta chiar, anușca glumește sau ce mă naibii? Când am văzut acolo, tipul chiar ne înjurase, n-avea o treabă. Mă rog. na, am zis, bă, frate, hai să... Am zis, după aia am luat, când am văzut că în jur, bă, dar cine e idiotul ăsta, frate? Îi dau raid și el mă înjură? așa am zis. Și cum ești te frate? Adică după ce că îi dau ride? Așa, fix așa am zis, mă înjur pe viața mea. Am zis, bă, frate, după ce că te mai promovezi, îți mai aduc subscriberi, că para mea... Totuși mă înjure așa, ce, dar cum îți permis totuși? Totuși, așa am zis. Serios, nu, asta trebuie lăsat aici. Era frate, totuși, calmează te ulea, că să mor dacă n-a fost așa. La un moment dat, a, stai că n-am cum să-l pun. Hai să fac așa. Hai mă, bă, nu se poate, frate, să-l pun. Uite, hai, hai să pun ăsta. Uite, acum pot să-l pun. Bine. Um, da, frate. Și după ce chestii frecăreli, um, nu, nu așa. Uite, așa. Bine. După ce am ajuns aici, după ce s-a întâmplat de fapt chestia asta, a fost un conflict așa, l am dat, vezi bă, că ne înjură și l am dat, zâz era pe mut, știți, și auzeam. Vine și l-am dat foarte ce, ce s-a întâmplat și am zis, bă, frate, stai ne înjură, nu știu cum, că e zis anușca, că, bă, frate, că ăsta ne înjură, nu am venit nicio treabă, că am dat rai și face, ia e frate, așa. Și l-a băgat în conf, a zis, bă, bagă nu conf am zis, bă, Serios, frate, să chiar, chiar vrei să bag în confă? bagă frate, în confă. Bine, tata, așa să fie. L-am băgat în confă, frumos. L-am, mă, mă rog, doar ceva până a intrat în confă. Și ce să vezi? Am, um, arată ciudat, dar... Bă, nici chiar așa. <laughs> nici chiar așa bun. Am, um, A intrat în confă și a început. Bă, nu știu cum, nu știu ce, ce vreți, bă, nu știu cum. Și face, și o zi, zi, zi să-l lăsăm pe el să vorbească, da? zi și făcut, l-am lăsat pe ZZ să vorbească, noi nu am, eu, noi doar eram pe fundal acolo, uh, ziceam, nu uh, știu <laughs> bine, uh, noi eram acolo doar pe fundal și nu ziceam nimic, știți? Da, mă, și la un moment dat, da, nu știu, l-am dat și-o pierdut controlul, frate, s-o enervat, ne după ce că ne-au făcut l-am dat, și-o pierdut controlul și încă țin minte, nu, Mamă, ce era să fac de-astea. Uh, după ce și-o pierdut controlul, eu știu bine că stăteam pe Skywars. Pur și simplu stăteam și ascultam ce discutăm. Și vorbea acolo nu știu ce. Și am dat asta, după ce și pierdut controlul, vă dați seama că, Da pana mea. Au început să ne facă minecrafter și nu știu cum, că ce așa, că ce vă permiteți voi, că ce cine ești tu. Și zâză, da? Uh, l -l -l l-a luat frumos, bă frate, câți ani ai, nu știu cum, bă, ai terminat vreo facultate? la nu, am terminat liceu. Bine, frate, eu am terminat, nu știu cum, eu sunt la facultate. E zis, Și ăsta care, că nu ne interesează, că mă interesează că sunteți Minecrafter și că nu știu ce, și au început să-i spună, bă, dar ce legătură, acum să fim serioși, ce legătură are Minecraft-ul cu asta? Și după ce în fel și chip explicat, încercat, de fapt, să se explice săracul și el, Uh, dar a fost o cauză pierdută pentru că tipul ăsta nu a vrut să înțeleagă nici în fel și chip ce, ce, se întâmplă acolo, ce se întâmplă de fapt și na, ce să facem? Am făcut acolo, pe ce am încercat noi să mai, mai existăm. Să, um, să-mi amintesc. L-am dat, a zis, Anușca, lasă i dea report, pentru că nu-i Se poate da report, pentru că astea sunt certuri între YouTuber și, și nu e ok. În schimb, am zis Anușca, lasă la Anușca, la, nu-i da nimic ce îți trebuie ție acum, lasă-l așa cum e, că dacă așa atâta poate, lasă-l așa. Um, la un moment dat, după a zis că, dă dă un colo pe Anușca asta, ce știi doar Minecraft, nu știu cum ce eu mai zis la Anușca, și că suntem doar Minecraft, și eu zis, zi, l la un dat, ce jocuri mai pe Păi am fost global și eu zis, zi, zi, băi, ai fost, eu încă sunt și că se laudă și să avea să dea... 1v1 cu zz, că așa se face, că bă, stai frate, nu dai 1v1, nu ești tare, pe păi da' ce facem aici? Mă rog, cauză pierdută. Ăsta tot se ținea pe Anușca, cu, tot o ținea pe, pe faza aia lui cu Anușca, că, na, că Anușca, de ce să-i dai port, că nu știu cum, că nu mi i, -i s-o lui ok, și faza de genul, fraților. Eu... Sincer să stau acolo, fiindcă așa am zis, n-am mai că și znică să, bă, frate, hai să zicem pe aia prea la acum, bă. Cine, -i, frate, I am venit să-ți dau la După ce am zis așa, după ce că ți-aduc subscriberi? Tu mai faci fițe, frate? Adică după ce că să te ai acolo? Eu nu știu cât avea pe live. A, bara, mie nu mă interesează cât avea pe live și a venit. I am zis, bă, frate, uite, frumos gest. Hai să-i dau și eu. A, când am văzut că se comportă așa, i-am zis, bă, atitudinea ta, poate. Bace, că nu, că uite-te la tine, că vii, îți pui abonații să mă înjure. El asta credea, frate, că eu vin cu abonații mei să-l înjur, că parcă aș, parcă aș avea eu... Nu așa. Parcă aș avea eu treabă cu abonații lui. Dar cum pot să o pun, frate? Uite așa. Că parcă aș avea eu treabă, frate, cu abonații lui și nu mai pot eu. Da, mă. Să da, vezi, după ce au fost toate astea, nu știu cum, nu știu ce, bla, 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 bla. Oh a încercat Andrei să-i mai, ZZ să mai explice cât o putut și el. După asta, da, fraților, mă, mă duc și eu. A, atâta puteți. A, o mă gă. Și după faza asta au dat seama că ce. Ăsta o plecat cu coada între picioare, zis și ZZ, nu a avut niciun argument. A, până la urmă recunoscut că el așa. Tot o ținea pe lui cu anușca, dar au recunoscut până la urmă că el o greșe, nu știu cum. În schimb, după am avut un raid delicat, frate. Am avut un raid, a venit un, un, tip, nu mai știu cum îl chema. Oamne, cum îl chema. Pff, dacă mai știți voi, eu habar am jur pe viața că am uitat. Am, am uitat cum îl cheamă pe tipul ăla care mi-a dat. Oricum, era, era un, tip de treabă. Avea în jur de peste 25 de ani, zic eu. Și au venit frumos și ne-a zis și că... Uh, nu mai știu cum îl cheamă, nebunaticul, nu mai știu cum îl cheamă. Te premiază cu un raid și eu eram gen, bă frate, uite ce, uite ce gest frumos, o ni frumos cu din de asta, calmă și nu și cine a făcut acolo raid, că te premiază cu un raid, bă mi s-a părut o chestie foarte genială, să zice asta, și nu știu, m-am abonat, mi-a dat și like, m-am abonat și eu la el, oricum a fost, a fost frumos, a fost foarte drăguț raidul lui, um, am zis doar că, bă, cu raiduri de astea tot să mai, să mai întâlnești oameni de ăștia. Na, mă rog. Acum să vezi, ăla a plecat, nu știu cum, și după ne-am văzut. Oricum, eu am continuat să fac, să mai fac câteva raiduri. Uh, mai am de asta, mai am. Câteva raiduri de astea. Am mai făcut la deștea, cu abonați mai puțin, pentru că, băi, sincer, eu aș vrea să promovez orice calda, dar eu promovez cât pot, frate. Adică, eu știu, dacă am, eu am crescut singur, deci nu, nu mi-am mi dat odată o promovare de la Pain ăsta. Uh, nu cea mai genială promovare, dar a fost tot orice okay, promovare. Uh, disliec. Stai, disliec. Uh, așa. Uh, o ieși aici. Opa, stai, că v-am să pun asta așa. Ia, oare, pot să mai pun un pumpkin aici? Nu. Ia stai să văd așa. Da, mă, și cam asta au fost cu raidul că... Na, oricum au fost... Bă, au fost și momente frumoase, au fost și momente urâte. În schimb, a fost un live genial, am avut un live genial, am avut aproape 200 de oameni, au fost super tare. Zz e cel mai treabă om, mi-a luat apărarea, adică cel mai treabă au A fost, a fost super ok din partea lui, ca să nu zic și eu acum. Da, în schimb, nu știu, m-a ajutat, mi-a dat și grad pe play, m-am jucat o grămadă, m-a bătut și la Skywars, mi-a luat apărarea cu Iordana la sau cum îl cheamam, au fost super ok, chiar au fost șmecher. Și da, bă, lor, cam asta a fost toată povestea, am făcut și noi ceva aici. Sper că v-a plăcut acest episod și nu uitați să lăsați un like, ne revedem la, la viitoare, vă pupă, ceafă, pa!